În 2017, CEO-ul Raiffeisen Bank în România a participat la protestele din Piața Victoriei nemulțumit de măsurile economice luate de guvernul PSD. Ei bine, acum acesta lansează printr-un comunicat bancar o nouă alarmă. Rata inflației va crește ca urmare a măsurilor luate de executivul PNL. Rămâne de văzut dacă va ieși din nou în stradă. În 2017, printre sutele de mii de oameni care au ieșit în stradă pentru a protesta față de guvernul PSD, s-a numărat și Steven Van Groningen, CEO-ul Raiffeisen Bank România, alături de soția sa. Era nemulțumit de măsurile economice luate de pesediști. 4 ani mai târziu, banca Raiffeisen a emis un nou semnal de alarmă într-un comunicat de presă. Evoluția inflației continuă să ofere surprize negative. Prețurile bunurilor și serviciilor de consum s-au majorat cu 0,3% în luna iunie față de mai. Această creștere s-a reflectat în accelerarea ratei anuale a inflației de 3,9% în iunie, de la 3,8% în mai. Am revizuit din nou în sens ascendent așteptările noastre privind nivelul ratei anuale a inflației la sfârșitul acestui an, respectiv de 5,3% la 4,9% în scenariul anterior. Rămâne întrebarea, oare va mai merge din nou în fața guvernului pentru că îi pasă? Iată ce declara atunci după ce a fost criticat pentru prezența sa în mijlocul mulțimii. Înainte de a fi președinte de bancă, sunt tată și îmi pasă de viitorul copiilor mei și al țării în care locuiesc. Înțeleg că faptul că îmi pasă de ceea ce se întâmplă în România, țară unde am locuit 20 de ani și care pentru mine este acasă, îi deranjează pe unii. Am văzut reacții de indignare de la politicieni, declarații că nu este corect să mă aflu acolo. Da, sunt și președinte de bancă. În acest rol îmi pasă de cele 5.500 de familii de români care depind de salariul de la bancă. Îmi pasă de viitorul lor, dar și de cele 2 milioane de clienți care ne-au încredințat economiile lor și de cele 30.000 de companii finanțate de bancă. Declara acesta în 2017 după ce fusese criticat direct de Liviu Dragnea.